Cum ar fi dacă într-o lună de vară factura ta la curent ar fi zero, dar totuși ai consumat ceva? Ne vom pune fotovoltaice, vom deveni producători pentru că, la un moment dat, dacă avem o ofertă de la firma de distribuție, sau nu vrei tu ca rețeaua să tragă din bateria ta la ora, nu știu, 9 după 9 seara, când e maxim de consum, ba da, și câștigi și niște bani. Dar nu numai atât. Dacă viitoarea rețea de curent își va face autoreglajele începând de la tine din casă? Vom avea și mai mult de atât. Vom avea ceea ce se cheamă sistemul demand response, în care vei fi solicitat, fie că ești magazin, fie că ești asociație de proprietari, poate vei fi solicitat că la o anumită oră, dacă tu nu consumi atât de multă energie electrică, să primești un plan tarifar mai bun pentru celelalte ore în care consumi. Așa arată viitorul, dar până atunci să reparăm curentul electric. De ce cade, mai ales vara, în orașele mari? A venit la noi, mi-a luat foc apartamentul, că a luat foc priza. A cedat punctul cel mai slab. Dacă nu umblai la siguranța respectivă și nu puneai un cui acolo, nu-ți lua foc priza, ți-ar da siguranța și nu se întâmpla nimic. Și ce crezi că ar trebui să faci? La cine să te uiți? La furnizor? La primărie? La stat? La guvern? Dacă pentru mediul urban, în condiții normale de vreme, nu ești alimentat mai devreme de 8 ore, operatorul de distribuție trebuie să-ți plătească compensații. Ascultă sfatul nostru. Când cumperi casa, vezi să aibă contor și verifică obligatoriu ce putere ai contractat. Nu doar ceilalți sunt responsabili, ci și noi. Știți cumva ce putere aveți în locuință? Din punct de vedere al energiei electrice, nu v-a interesat asta. Nu știu ce înseamnă puterea electrică și nu știu dacă puterea electrică este același lucru cu consumul pe care eu îl am în fiecare lună. Asculți Eu și Energia, podcastul care are grijă de facturile tale. Bun găsit! Suntem Cătălin Striblea, Mihai Nicuț, redactor șef al publicației Economica.net și Mihai Bucureșteanu, jurnalist Europa FM. Astăzi te invităm să arunci o privire în viitor, către acea rețea de curent electric în care vei fi și consumator și producător și în care tehnologie de înalt nivel va fi la tine în casă și va măsura cu precizie tot ce consumi. Îți va oferi independență energetică sau îți va încărca mașina de la poartă în mod gratuit. Și da, când se oprește curentul de la rețea, poate te vor ajuta vecinii cu ce produc ei. În următorii 15 ani așteptăm schimbări mari în rețeaua noastră electrică, dar până să vedem viitorul trebuie să aflăm unde suntem acum, mai ales în cartierele noi unde apar mii de apartamente și case. De fapt, acolo au loc cele mai dese întreruperi de curent electric. De ce apar? Pentru că nu este destulă putere instalată. Dar ce este această putere la care nu ne uităm niciodată? Știți cumva ce putere aveți în locuință? Din punct de vedere al energiei electrice, nu v-a interesat asta. Puterea electrică dintr-o locuință cred că se referă la puterea electrică a tuturor aparatelor de uz casnic sau a dispozitivelor electronice dintr-o locuință. Nu știu ce înseamnă puterea electrică și nu știu dacă puterea electrică este același lucru cu consumul pe care eu îl am în fiecare lună, pentru că pe electrocasnice găsesc care e puterea lor de consum și care e consumul, dar nu știu dacă așa se calculează și pentru restul casei. Asta e cheia întregii povești și principalul lucru la care trebuie să fim atenți când cumpărăm sau ne facem casă. Urmează explicațiile, dar să vă spunem că deocamdată la acest parametru statistic stăm bine, cu excepția mea. Intru în dialog cu Mihai Nicuț. Cel mai bun indicator de calitate al acestui serviciu se cheamă SAIDI și el este practic durata medie de întrerupere a energiei electrice pe an pentru fiecare utilizator. Da? Deci cât stă omul în bezdă, întreruperi neplanificate, deci nu că a venit cineva să facă rețele, câte minute de întreruperi neplanificate suportă un român într-un an? La mine e simplu. În ultimul an am avut într-o zi 24 de ore, adică o zi întreagă, până a doua zi n-am avut curent. Da, ești într-o situație nefericită. Pot să spun că pe medie, că vorbim de București, acest indicator a scăzut undeva la 70-80 de minute pe an, în condițiile în care acum 15 ani era undeva la 600 de minute.
Deci, avantajul a apărut, simțim o îmbunătățire a calității, continuității în alimentarea cu energie electrică, dar mai sunt mulți pași de făcut ca să ajungem la ceea ce înseamnă să avem o rețea cu adevărat inteligentă, care să ne rezolve ea însăși mare parte din probleme. De ce se întâmplă asta? Pentru că, în realitate, atunci când România se dezvoltă, primăriile dau autorizații de construire fără să se asigure că ajunge și rețea de curent electric în zonă. Revin la Mihai Nicuț. Din păcate, date fiind această lipsă de coerență între politica dezvoltatorului, politica autorității locale, care ea se ocupă de utilități, dar ea dă acele autorizații de construire a rețelelor de utilități, fie că vorbim despre gaz, fie că vorbim despre energie electrică, despre apă, canalizare. Și timpul în care efectiv un dezvoltator construiește un bloc și nu construiește unul, construiește 10, poate construiește 50, poate fi la capătul unei rețele. E, se mai întâmplă un alt lucru. Deci rețeaua nu este gândită pentru a susține un consum instantaneu atât de mare și se întâmplă exact ce ai spus tu, atunci când avem un consum mare, automat oamenii rămân nealimentați, pentru că rețeaua nu poate să susțină. De asta întreruperile sunt dese în cartierele noi până când distribuitorii asigură puterea necesară. Probleme recunoscute și de stat, vicepreședintele ANR, Zoltan Noghi. Important este că ei au niște distribuitori și transportatorul au niște prevederi în standardul de calitate al serviciului de distribuție respectiv de transport, timp în care trebuie să intervină la orice problemă, orice avarie, de la înaltă până la joasă tensiune peste tot. Altă problemă, care într-adevăr ține de dezvoltare rețelei și de investiții, când într-o anumită zonă, și am văzut și în București sau în zona metropolitană București, județul Ilfov, că au apărut în ultima perioadă, mă rog, decent, au apărut probleme pe o stradă, pentru că, nu știu, transformatorul care alimenta o stradă a fost subdimensionat sau, mă rog, a fost dimensionat corect poate acum 10 ani, dar între timp au apărut niște consumatori pe linia respectivă și nu mai făcea față. Dar și noi trebuie să știm câte ceva atunci când cumpărăm o locuință. Un contract de racordare al unui loc de consum presupune o putere aprobată. Trebuie să fiți foarte atenți la ce putere aprobată aveți în contractul de distribuție. La un apartament de 3 camere, în jurul Bucureștiului, în București, eu nu recomand sub 5-6 kW. Acesta este consumul instantaneu maxim pe care îl puteți avea. Deci aici trebuie să te uiți când ai contractul ăla sau când faci contractul cu distribuitorul? Când faci contractul sau dacă l-a făcut dezvoltatorul pentru fiecare apartament, trebuie să te uiți la puterea maximă aprobată. Doar aceasta poate fi absorbită. S-au racordat la puteri de 3 kW. Au fost cazuri în jurul Bucureștiului. Da? Gândește că iarna 2 kW consumă doar un radiator. Da? Mai frigiderul, mașina de spălat și deja s-a terminat. Și gândește că dacă nu face un singur om asta, fac 100 de oameni asta, rețeaua nu poate susține. Și la un moment dat, curentul se oprește. Și aveți mare grijă cine vă face instalația în casă. Apelați la electricieni adevărați. Alin Crăciunescu este specialist în rețele de distribuție. Ai ajuns în stadiul în care, ok, am intabulat imobilul, finalizat, am proces verbal de recepție imobil, vreau curent definitiv, că acolo o să trăiesc o viață întreagă. Solicit cerere de aviz tehnic de racordare pentru soluția definitivă. Să ne anunț și pe noi, am terminat imobilul, vreau curentul definitiv. Ți-ai descărcat formularul, scrii pe aia că vrei curentul definitiv, ai întrebat un consultant sau știi deja că mașina ta consumă 1600 de W, că aerul condiționat, consum atâta, că ai 10 becuri, că ai nu știu ce alte echipamente, un boiler, ce lucruri normale sau în plus îți dorești la tine în casă, ai făcut o sumă de ele, te gândești cumva cum funcționează, le treci la rubrica consumatori și îți rezultă o putere. Așadar, când cumpărați o casă, e obligatoriu să aibă contor, adică trebuie să vă cereți drepturile. Revin la Mihai Nicuț. Se poate rezolva dacă dezvoltatorii imobiliari sunt mai onești în multe cazuri decât sunt în momentul de față și nu mai vând locuințele din blocuri doar cu acea racordare pe organizare de șantier. Și oamenii trebuie să fie foarte atenți atunci când cumpără un apartament, dacă el, apartamentul respectiv, nu blocul,
are un contract de distribuție, dacă are contor, dacă fiecare apartament este legat cum trebuie la rețeaua electrică. Încă o dată, dacă apartamentul... Dacă apartamentul are contor. Deci okay. Apartamentul trebuie să aibă un contor ca să se știe consumul lui. Da? Nu trebuie să existe doar un contor la nivel de scară sau la nivel de ansamblu și de acolo să treacă un mănunchi de fire spre fiecare apartament sau așa și pe dinc. Deci trebuie foarte clar văzută stadiul racordării la rețeaua electrică al fiecărui apartament dintr-un ansamblu rezidențial care se vinde, pentru ca oamenii să fie scutiți de surprize. Am făcut o socoteală și pentru cei care își fac casa. La casă, cu siguranță trebuie de la 10 kW în sus, părerea mea, putere, să cer putere, dar se poate solicita ulterior și sport de putere firmei de distribuție, numai că lucrurile astea nu se obțin de pe o zi pe alta, durează câteva săptămâni, poate luni de zile. Dar atunci când vrei să-ți racordezi o casă la rețeaua electrică, trebuie să te gândești la ce consum ai, la câți oameni crezi că vor locui acolo și, în general, ar fi bine să ai o putere de la 10 kW în sus. E și o chestiune de onestitate, pentru că așa ar trebui să procedeze întreaga comunitate, că bănuiesc că doar dacă faci tu lucrul ăsta... Accesul la rețea trebuie să fie egal pentru toată lumea. Adică eu, să zicem că suntem vecini într-un quartal de case, dacă știm toți cam cum consumăm, dar dacă mai sunt și undeva la capătul rețelei, dacă nu există, nu este buclată acea rețea, adică dacă nu am o linie de rezervă, este clar că dacă eu mă apuc să sudez, vă las pe toți ceilalți fără curent. Adică consumul ăsta de electricitate trebuie să fie relativ responsabil din acest punct de vedere al, haideți să spunem, al comunității. Adică nu trebuie să îi creezi prejudicii celuilalt. Dar ce se întâmplă dacă nu declarăm puterea reală pe care o instalăm în casa respectivă? Iată un exemplu, ne întoarcem la Alin Crăciunescu. Mi s-a întâmplat să mă duc cu copilul într-o zonă de munte la o pensiune care avea încălzire pe curent electric. Foarte bine, foarte frumos, elegant, simplu, la buton și așa mai departe. Doar că respectiva pensiune a ales să schimbe singură cu un electrician la negru siguranța de lângă contor și să pună o siguranță mult mai mare, avea aprobat 10 kW și consuma cam 50. E, lucrul ăsta ce s-a întâmplat? Seara s-a luat curentul, toată lumea, fai, ce s-a întâmplat? Așa, și proprietarul pensiunii zicea, pe mine mă sabotează cineva, de fiecare dată când am clienți, cineva are ceva cu mine și îmi taie curentul. Cunoscând un pic ce se întâmplă, și l-am pus câteva întrebări și așa am descoperit și zic, nu, cel care sabotează pe tine și toată strada respectivă unde erau mai multe pensiuni ești tu. Pentru că ai ales să-ți faci lucrurile astea, neanunțând oficial, echipamentul din capătul străzii e dimensionat pentru puterea aia mai mică, că nu era doar el pe circuitul respectiv, mai erau 2-3 care se încălzeau tot așa electric. Le convenea pentru că plătea clientul care stătea în pensiune. E, și 2-3 ăștia sabotau toată strada și toată lumea de acolo și ei erau cei mai revoltați. Și totuși, când rămâi fără curent, statul ți-a construit un tip de protecție. Este vorba de compensații. Cum se iau ele? Mihai Nicuț revine. Dacă rețeaua ar fi inteligentă, ar ști singură de toate aceste întreruperi și de timpul care trece până la remediere. Cum, din păcate, în România sunt doar capete sau bucăți de rețea inteligentă, nu se poate calcula de fiecare dată pentru fiecare întrerupere. Distribuitorii, cei care sunt onești, le raportează și spun, s-a întâmplat de două ori pentru clientul X în luna Y, primește compensația automat în factură. Sunt zone de distribuție unde nu se recunosc și nu îți spune distribuitorul cu dărnicia lui, da, stimate client, nu te-am realimentat în standardul de performanță la care ne obligă ANRE, și nu-ți spune asta și nu-ți acordă compensațiile. Deci cazul meu care am avut întrerupere de 24 de ore... Da, tehnic, tu ar fi trebuit să primești compensații de la firma ta de distribuție. Și asta înseamnă să mă uit în factură? Da, apar în factură, îți vine acolo la unde ai de plată și se calculează cu minus prejudiciul, această daună care ți-a fost adusă de nefuncționarea corectă a rețelei. Dacă pentru mediul urban, în condiții normale de vreme, nu ești alimentat mai devreme de 8 ore,
operatorul de distribuție trebuie să-ți plătească compensații. Dacă țin eu minte, sunt cam de 30 de lei pentru fiecare întrerupere. Pentru mediul rural, în condiții normale de vreme, realimentarea trebuie să se facă în maxim 18 ore. Eu și Energia, un podcast Europa FM care ar putea să-ți reducă factura la curentul electric. Înainte să aruncăm un ochi spre viitor, hai să aflăm totuși care sunt principiile după care funcționează rețelele electrice. Ne-a dat mai multe detalii expertul în energie, Valeriu Binig. Trebuie să distingem între rețeaua de transport, care are tensiuni de 400 și 220 de kV în România, și rețeaua de distribuție. De ce se practică tensiune înaltă? Deoarece rețeaua de electricitate pierde energie pe măsură ce transportă și cu cât tensiunea de transport este mai mare, cu atât procentul pierderilor este mai mic. Și atunci, când ai o capacitatea de producere cu capacitate mare, situată departe de locul de consum, o așa numită capacitate centralizată, ai nevoie de o rețea de transport pentru a duce energia produsă aproape de zona de consum. În acea zonă apare o transformare și se folosește tensiuni de 110, 20, 6, 10, 1 kV pentru a face distribuția acestei energii și apoi apare utilizarea acestei energii pentru consumatorii casnici la o tensiune de 220 de volți, uneori la 380 de volți. Cam acesta a fost ghidul de situații de criză. Viitorul însă se arată spectaculos, iar noi vom fi atât consumatori, dar și producători de curent electric și vom fi înconjurați doar de tehnologie digitală. Apropo, vă declarați indexul? Trimit indexul la curent pentru a fi sigură că se va face socoteala corectă. Da, îmi trimit întotdeauna indexul la timp. Motivul trimiterii indexului este acela că sunt sigură că voi plăti exact cât voi consuma. Pentru a nu risca să-mi vină un număr estimat foarte mare față de ce este pe contoar și să-mi vină foarte mult de plată. Prefer să plătesc la zi decât să plătesc înainte și după aceea să mă recalculez cu ei. E bine că faceți așa, dar în viitor, chiar și acum, în multe cazuri, trebuie să știți că indexul se trimite singur, cu contoare deștepte. De aici începe schimbarea. Iată un exemplu de schimbare pentru orașul București. Cum arată rețeaua și cum se va schimba? Mihai Nicuț este redactorul șef al publicației Economica. Să luăm exemplul Bucureștiului. 4 centrale de termoficare lângă oraș, o centrală mare la Cernavodă la 200 de kilometri, 3-4 centrale mari în Oltenia la tot așa la 250 de kilometri. Am dat doar exemplul Bucureștiului. Locurile de producție vor fi mult mai aproape și mult mai multe, mult mai aproape de locurile de consum și mult mai multe. Deja vedem dezvoltări atât de producători mari cât și de producători mici. Rețeaua de distribuție va trebui să se schimbe, va trebui să acomodeze toată această cantitate de energie care intră și care trebuie să fie consumată. Noi, consumatorii, vom deveni producători pentru că ne vom pune fotovoltaice, vom deveni producători pentru că, la un moment dat, dacă avem o ofertă de la firma de distribuție, sau de la firma de furnizare, mai bine zis, prin distribuție, nu vrei tu ca rețeaua să tragă din bateria ta la ora, nu știu, 9 după 9 seara, când e maxim de consum, a, ba da, și câștigi și niște bani. Dar ca să se întâmple acest lucru, cu toții trebuie să avem aceste smart metre în casă sau contoare digitale. Ce sunt și cum funcționează? Ne îndreptăm spre o societate și spre niște obiceiuri de consum care acum, la nivel generalizat, par a ține de science fiction, dar vor face parte din rutina vieții de zi cu zi, poate în 5 ani, poate în 10, poate în 15 ani. Oamenii își pun panouri fotovoltaice pe case, oamenii își cumpără mașini electrice, oamenii își cumpără stații de încărcare acasă pentru mașini electrice. Toate aceste lucruri vor solicita rețeaua. Da? Rețeaua va trebui să răspundă în termen de calitatea serviciului, în condițiile în care vor exista mii de prosumatori, de oameni care au panouri fotovoltaice pe acoperișuri și va trebui să preia acea energie de la toată lumea, va trebui să funcționeze atunci când mașina ta electrică este băgată la încărcat și nu vorbim doar de a ta, poate că vorbim de 100 de mașini electrice pe o stradă, va trebui să funcționeze și invers când aceste mașini electrice vor fi puse și vor putea da
energie în rețea și tu vei fi plătit pentru asta. Și toate astea pleacă de la acest contor inteligent, de la acest smart meter, care în permanență asigură comunicația. Comunicația între client și dispecer și operatorul de distribuție. Aproape 2 milioane de oameni au acest tip de contoare în România. Asta a dus și la multe mituri. Unele dintre ele sună în felul următor. Îl auziți pe Mihai Nicuț, urmat de Alin Crăciunescu. Am contor inteligent, plătesc mai mult. Nu plătești neapărat mai mult. Contorul inteligent îți măsoară într-adevăr și curenții slabi pe care poate un contor standard de în acela vechi cu disc nu ți l-ar măsura. Dar asta nu înseamnă că tu nu ai consumat. Da, dar este pierderea rețelei pe care tu n-ai mai plătit-o pentru că nu ți-a fost înregistrat. Contorul inteligent îți măsoară și acest curenți mai slabi, de genul lampa de stand-by. Pe de altă parte, a existat și această nebunie de iarna trecută când contorul inteligent într-adevăr poate fi setat să îți oprească energia electrică în condițiile în care tu ai depășit puterea maximă aprobată. Vechiul contor nu o făcea, dar au fost situații în care vechiul contor nu a făcut-o pentru nimeni și puterea consumată a depășit cu mult puterea standard aprobată pentru rețea și ce să vezi, au rămas toți fără curent. Și, într-adevăr, există această problemă că contorul inteligent, da, dacă ai 5 kW și ai consumat 7, ți se oprește. Nu-i nicio problemă, te duci, apeși pe buton, îl pornești, nu trebuie să vină nimeni altcineva de la firma de distribuție ca să-l pornești, dar da, te anunță că poate consum mai mult decât ai tu prin contractul de racordare și poate e nevoie fie să consum mai puțin dacă poți, fie să soliciți un sport de putere. Suntem într-o fază de implementare. Există zone unde am finalizat proiectul de montare al contoarelor inteligente. Dar un contor inteligent, el comunică prin intermediul rețelelor de joasă tensiune cu echipament special montat în postul de transformare, așa, care la rândul lui transmite informația într-un punct central. Dacă noi suntem în faza de implementare, pe anumite străzi, zone legate la un anumit punct de transformare, am montat toate contoarele și am montat și echipamentul special, concentratorul respectiv, care la rândul lui transmite, culege informația de la fiecare contor ca o rețea de calculatoare, așa și o transmite în punctul central. Dacă noi am montat doar pe strada 1, n-am montat și pe strada 2 și 3, care e legată de acel post de transformare, n-am venit cu echipamentul acela special în punctul de transformare, probabil că suntem în faza încă de implementare. De ce n-am montat și pe strada 2 și 3 sau la fiecare client de pe strada mea? Pentru că nu i-am găsit sau nu ne-au deschis ușa. Avem rată de implementare pe anumite posturi de transformare de 50-60% din clienții care sunt în postul respectiv. Un contor inteligent va aduce însă și alte schimbări în viața noastră. Aceste rețele digitale se vor autorepara, dacă îmi permiteți termenul. În cazul în care chiar ar fi un număr suficient de smart metere și rețeaua ar fi suficient de bine digitalizată și suficient de automatizată, ție când ți s-a întrerupt curentul acasă și ai stat 24 de ore nealimentat, exista posibilitatea ca având smart meter, nu numai tu, toată zona, și având o rețea dotată cu senzori și având o linie de rezervă, să-ți vină curentul înapoi în ceva de genul 10 secunde, nu în 24 de ore, automat. Fără ca tu să mai dai telefon la operatorul de distribuție, să spui nu am curent eu și poate nu are curent nici altcineva pe strada mea, să vină operatorul de distribuție, să se uite, să ia la măsurat fiecare loc de consum, să spună aici este, aici nu este, aici este, aici nu este, după care să se ducă, să facă lucrările, să repare defectul unde s-a întâmplat și după care să-ți vină ție curentul acasă, ceea ce înseamnă niște ore. Iar pentru viitorul nu prea îndepărtat, adăugați această facilitate. Vom avea planuri tarifare orare. Într-un fel va fi să plătești curentul pe care îl consumi noaptea sau la 12 la prânz și altul preț va fi la ora 21. Ca atare, rețeaua va trebui să țină cont și de aceste obiceiuri ale noastre de consum. Vom avea și mai mult de atât. Vom avea ceea ce se cheamă sistemul demand response, în care vei fi solicitat, fie că ești magazin, fie că ești asociație de proprietari, poate vei fi solicitat ca
la o anumită oră, dacă tu nu consumi atât de multă energie electrică, se primește un plan tarifar mai bun pentru celelalte ore în care consumi, dacă tu ești de acord cu asta. Echilibrarea rețelei nu se va mai face doar de la Dispeceratul Energetic Național din București, care va vedea el care este consumul și atunci va mai da ordin unei turbine mari din Oltenia să pornească. Și rețeaua de electricitate trebuie să se adapteze. Cum însă? Revin la Valeriu Binig, expert în energie. Rețeaua de distribuție. Ea este cea care trebuie să conțină contoarele inteligente, alte elemente care mențin standardul de continuitate în alimentare, de calitate a energiei, care permit clientului să comunice, care permit să se comunice clientului anumite informații, de genul vezi că ai depășit cota de consum la tariful ăsta, vezi că n-ai plătit factura, etc. Deci toate aceste lucruri se vor baza pe rețeaua de distribuție, deoarece rețeaua de transport, fiind de înaltă tensiune, se oprește undeva în afara orașului. Deci vorbeați de soluțiile smart, dar rămânem cu acele fire pe deasupra. Din punct de vedere al echipamentelor, vedeți vreo schimbare pe partea asta de rețea în viitor? Bineînțeles, nu o să putem să avem curentul Wi-Fi. Păi, în primul rând, nu vom mai avea cablurile pe deasupra. Toate cablurile trebuie îngropate. Dacă ar fi să dăm o definiție viitorului, ea va arăta așa. Clienții finali nu vor fi numai consumatori, ci și producători de energie electrică. Din nou, Valeriu Binic. La ora actuală, această combinație între tehnologia de producere cu panouri fotovoltaice, așa numitele rooftop puse pe acoperiș, combinată de asemenea cu capacități de stocare, au ajuns la un asemenea nivel de performanță de costuri, încât au ajuns la așa numitul grid parity. Deci ele pot concura cu succes cu soluțiile tradiționale localizate departe de consum, dar care trebuie să adauge tarife de transport, tarife de distribuție, tarife de servicii de sistem și multe altele. Dar mai trebuie spus ceva. Aceste capacități sunt capacități de producere necontrolabile, variabile. Ele depind de cum bate soarele. Și atunci sistemul are nevoie de o producere constantă și are nevoie de flexibilitate. Și atunci se pune problema care sunt soluțiile de flexibilitate. O soluție de flexibilitate care poate profita și de combustibilul de tranziție gaz natural e reprezentată de aceste capacități de producție descentralizate, de exemplu motoare pe gaz sau turbine pe gaz. Aceste capacități pot face și cogenerare. Ele pot produce energie termică. Există acum microcogenerare, adică în fiecare gospodărie poate exista o capacitate care arde gazul care mergea cândva la centrala individuală de încălzire, dar dintr-o dată produce și electricitate și energie termică. Dar care sunt provocările pentru viitor? Se întâmplă în Londra. Străzi întregi cad dacă prea multe mașini electrice sunt puse simultan la încărcat. Și atunci trebuie să existe sisteme inteligente de încărcare care să spună bateriei de vehicul, stai că nu-ți dau atâta curent acum că am o problemă în rețea, tensiunea e jos, s-a încălzit conductorul, etc. Deci acestea sunt noile provocări. Sigur că acum mulți dintre voi se întreabă cum vom deveni, de fapt, furnizori de curent electric. Este vorba, în primul rând, despre sistemele fotovoltaice, iar aici podcastul Eu și Energia va face un episod separat, adică următorul, al patrulea. O să vă arătăm cum puteți să vă înscrieți în sistem, cât costă, ce beneficii vă aduce și dacă într-adevăr merită. Și da, explicăm și situația pentru cei de la bloc, asta peste 3 săptămâni. Până atunci, nu uitați de episoadele noastre anterioare, care vă explică prețul curentului, dar și ce puteți face ca să plătiți mai puțin. Cât despre viitorul rețelei, când aceasta va fi digitală în întregime, veți colabora și cu vecinii voștri ca să furnizați curent. Dar asta vine și cu un cost, desigur, nu-i așa? Mihai Nicuț încheie acest podcast. Trebuie să ne obișnuim cu faptul că rețeaua trebuie să se dezvolte și, din păcate, rețeaua nu se dezvoltă gratuit. Operatorii de rețea pun niște bani, tarifele noastre de distribuție, în mod normal, ar trebui să crească,
Și trebuie să ne așteptăm să plătim mai mult pentru uzul rețelei, pentru că rețeaua în sine va deveni mult mai complicată, pentru că viața noastră se va lega mult mai mult de consumul de electricitate care vine prin aceste rețele. Până una alta, nu uitați, în viitoarea ediție aflați cum să alegeți un panou fotovoltaic și dacă trebuie să așteptați prima de la stat sau o faceți pe banii voștri. Enel ți-a prezentat Eu și Energia. Pregătește-te azi pentru energia viitorului și află totul despre dreptul tău la energie. Urmărește în întregime pe europafm.ro podcastul Eu și Energia, susținut de Enel.